Un tren din gară. Fantezie distractivă de Dan Ursulean. Colaborează printre picături Gheorghe Bunescu și Nicolae Emanuel Vârgolici. Auzi, colega scenarist. Da, colega scenarist. Ce ai matale acolo sus în valiză? Manuscrise. Ai grijă. Manuscrisele s-au spart și au început să curgă. Dumneavoastră coborâți la Fetești? Nu, eu cobor la Fetească. Atențiune suflătorii! 1, 2, 3 și... Solistul, orchestra, felurite glasuri muzicale de tren și din tren, Ion Barta. Tovarășu conductor, trenul ăsta merge cam încet. De unde știți dumneavoastră? Păi ca să meargă mai repede ar trebui să facă da, 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 bine, bine. A trebuit să facă așa, dar nu face. Păi și n-ați putea merge mai repede? Ba da, dar n-am voie să părăsesc trenul. Schimbări de viteză, triaj sonor și revizii tehnomuzicale. Romeo Chelaru. Dragul meu, stai confortabil pe canapea? Da, iubito. Nu te trage curentul? Nu. Nu te bate soarele în ochi? Deloc. Ai loc unde să-ți întinzi picioarele? Da. Atunci hai să schimbăm locurile între noi. Vor schimba locurile și replicile? Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Rodica Popescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Demrădulescu. Șeful de mișcare regizorală Dan Ursuleanu. Șina. Ce e cu șina? Șina. Dar spune odată, omule, ceva pe șina. Șina, n-am bilet de tren. Hai, hai, băieți, să facem gara. Acțiunea începe în vechea gară. Vreți să spuneți în noua gară? Cea veche a fost închisă? Ba, a fost redeschisă, da? Întrucât a trebuit să primească un tren care întârziase 8 luni. Atenție, trenul cursă de persoane plecate.
pleacă peste 5 minute în direcția Broscăuț, Pomoanele, Tichilești, Gura Rații, Coceni Mari, Dămulați. Mămicică, ce spune difuzorul acela? Ne spune fiecăruia unde să mergem, puișor. Și de unde știe el unde vrea să meargă fiecare? Persoanele care i-au însoțit pe călători sunt rugate să rămână în tren. De ce, nene? Trenul fiind radiodifuzat, ușile se închid cu 15 minute înainte de plecare. Aș dori un roman polițist, dar unul captivant, știți, îl citesc în tren. Am ceva. Stafia din vagonul poștal, poftiți-vă. Nu, e prea greu. Eu nu călătoresc decât până la Ciulnița. Mă rog, atunci acesta, Criminalul avea bretele, 130 de pagini. E un roman bun? Va, este formidabil. De-abia la ultima pagină aflați că asasinul era frizierul. Figaro, 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 Figaro. Vă rog, este admisibil? Nu e admisibil. Dar despre ce e vorba? Păi e trei noaptea și în cușeta de alături doi se bat. Se bat? Păi sigur că da, buf, buf. De atar auzi, în condițiile astea nu pot repeta pentru concertul meu de mâine. Trebuie să fie cei din lotul de box. Se antrenează și ei pentru meciul de mâine. Mă rog, da, să nu mă deranjeze. Să zică, mâine pe ring. Da. Trebuie să demonstrezi tot ce te-am învățat la antrenamente. Da. Ai să boxezi cu Vasile Mititelu, care e departe de a fi Mititel. Da. Bă, are 126 de kilograme, super greu ca și tine. E. Știe multe, e puternic și periculos. Dar noi nu vom lua în seamă toate astea. Nu. Trebuie să te gândești înainte de toate că el e prietenul tău. Da. Te gândești? Mă gândesc, da. Așa, băiatule, indiferent cine va câștiga, învingătoare va ieși adevărata prietenie sportivă dintre voi. Da. Bagă de seamă, e tenace și rapid. Știi ce tactică vei aplica? Da, nu! Mă, fii atent, imediat după gong, da, te arunci asupra lui. Aha. Surprins, el se descoperă și tu, trosc, îi aplici lovitura ta necruțătoare. Da, zdrobitoare, îl demolezi și victorie! Da, dacă el nu se descoperă? Păi atunci tu te faci că îi dai una la ficat. Uite așa, pac! El își va apăra ficatul, iar tu cu o directă de dreapta, buf, la flex. El își va apăra corpul, se va ascunde după o gardă joasă și atunci... Tu ce faci, mă, atunci? Eu, ce? Păi ce, cum ce, la figură, pac, la cap, pac, jap. Și el își va proteja capul. Și atunci nu-l lași să se dezmeticească. Nu. Îi administrez o serie teribilă de vreo 30 de lovituri din toate pozițiile. Iar el, la podea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, și se numere, perfect. Clock-out. Ha-ha, victorie. Bă, tu ești campionul. Eu sunt. Bă, principalul e să nu-ți fie milă de adversar. Dacă eventual, după ce cade, se ridică, din nou... Nu-l lași! Nu! Bă, îi dai! Bă, nu-l lași să vină fire! Nu! Lovește și arovește, el se va nărui! Ia la podea victorie! Da! Bă, ține minte, ești o forță! Lovește fără cruțare, pocnește-l așa ca să uite și drumul spre casă! Da! Atunci, cum rămâne cu prietenia noastră? Nimic! Fă-l zup! Indiferent cine bate, învingătoare va ieși adevărata prietenie sportivă dintre voi! Îi dai! Gidi. Aveți un copilaș adorabil. Da. Și ce temperament energic are. Da. Mă gândesc la viitorul măreț care l-așteaptă. Oh, da. Ar putea fi, de exemplu, un mare cascador, un celebru explorator polar, un curajos pilot de supersonice. Sau, de ce nu, centru atacant al Naționalii de Fotbal. Cum îl cheamă pe remarcabilul dumneavoastră bebeluș? Anabela.
Nu găsesc că băiatul meu seamănă perfect cu mine? Nimic. Important e că e sănătos. Mișule, uite acolo pe peron o femeie vinde mere la călători. Unde tu? Acolo, ia uite ce mere enorme. Da, într-adevăr, nu-ți trebuie multe din astea ca să faci o duzină. Mai lăsați, vă rog, merele și închideți geamul cărăcesc. Dar de ce să-l închideți? Lăsați-l deschis că mă sufoc. Mai bine să ne sufocăm decât să facem pneumonie. Ba mai bine să răcim decât să ne asfixiem. Uite ce vă propun. Stăm cu geamul închis până se sufocă dumneai. După aceea îl deschidem să faceți dumneavoastră pneumonie. Și pe urmă călătorim mai departe liniștiți. Oh, da! Oh, nu! Oh, da! Oh, nu! Oh, da! Oh, nu! Oh, da! Oh, nu! Oh, nu! Hei, dragă! Tu, surioară, draga mea, cum arăt tu? Ai mereu ceva de spus și de vorbit, dar chipătuna ne vorbă niciodată. Nu te oprești, nu te oprești. Ești o fată foarte bună, însă de prea mult ligură. Lumea se întreabă cum de atâta vorbărie. Tu nu o poți să se mai miră, dragă lume, cum de atâta vorbărie. Nu te pipsit. Ești în stare să vorbești turna, să vorbești turna. Cum de nu te pipsit deloc, deloc. Vorbă, 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 vorbă la infinit. Ce vorbărie, ce vorbărie, ce vorbărie. Cu tine nu se poate discuta. E cazul să te oprești câteodată. Oh, vai de mine, vai de mine, vai de mine, vai de mine, vai de mine. Ce tăciu s-a făcut? Da! Vai de mine, 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 vai! Da-da trenule ca și plecat, da-da trenule ca și plecat, ne grăbim, da, ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, la gară ne grăbim! La gară, gară, ne grăbim, trenul din drum să-l oprim! La gară, hai, la gară, hai, la gară, hai, de! La gară, gară, ne grăbim, trenul din drum să-l oprim! Niciodată nu am fost așa de tare grăbit, dar niciodată nu am fost așa grăbit, așa grăbit, așa grăbit! Hai, 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 hai! Să plecăm repede, hai! Hai, 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 hai! Să plecăm repede, hai! La gară, gară, ne grăbim, trenul din drum să-l oprim! Hai la gară, 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 hai la gară, la gară, 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 hai la gară! Astăzi e foarte modern să călătorești cu trenul, trenul să o pornești. Astăzi e foarte modern să călătorești cu trenul, trenul, trenul din lume să pleci. Ne grăbim, te rog, da, te mai rog, da, te mai rog, da, te mai rog, da, te mai rog, da, timpul zboară, nu stă în loc, pentru trenul, nu stă în loc. Trenul n-așteaptă deloc, e veșnic grăbit cu trenul, trenul, trenul e de plumit. Stăm un moment și-a fugit. La cabana, la cabana, trăim. Așadar, mergeți la munte, la cabană, da? Asta e bine, copii, bine, dragii mei. Voi sunteți tineri, poate nu știți unele lucruri. Da, dacă tot călătorim împreună, să vă împărtășesc câte ceva din experiența mea. De acord? Da, ascultăm. Ei bine, să știți că atunci când pleci pe munte, principalul este echipamentul. Și știți de ce? De ce? Pentru că muntele nu iartă. Păi dar nu te duci pe el în pantofi și cu pălărie? Nu? Nu? Așadar, ce echipament luăm? Aceasta e întrebarea. Să începem cu schiurile. Voi știți ce sunt schiurile? Pe oarecum. De bune aprecieri se bucură schiurile noastre Reghin. Da, dacă nu găsiți Reghin, nu e rău să vă procurați Rasan Colorado sau Zerma sau Pizpalo, nicio problemă. Sunt bune și cele din gama Hit 111, 211, 311, 411, 511, 611. Da, 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 că merg așa până la 911. Da. Și s-o opresc. Asta doar dacă nu a apărut vreo noutate de când ne-am urcat în tren, pentru că în timpul ăsta eu n-am mai putut să mă informez. Hai că sunteți grozav. Da, da, numai schiurile nu sunt de ajuns pentru un schior. Ce ne mai trebuie, știți? Un deal, o pârtie, zăpadă, antrenor. Nu, no, nu, no, copii, nu, no, nu. No. Ah, vai, cât puteți voi să fiți de profani? De ce? Ne trebuie legături. Păi cum o să-ți fixezi schiurile fără legături? Da, așa e, arde. Așa e, ne trebuie legături. Legături, legături bune, aflați de la mine, sunt și vechile Kandahar. Dar nu e nici rău nici cu Tirolia sau Marca sau chiar Gepfrut. Așa, Gepfrut. Așa, da, da, mă rog, cum îi zici? Cum le zice lor acolo? Așa. Apoi bocancii. Da.
Eh, ia spuneți-mi voi mie la ce folosesc bocanții. La mers. La mers, aiurea, nu? Aiurea, rolul esențial al bocancilor e să prindă schiurile de picior. Da, chiar așa, chiar așa. Dar cum că ne-am gândit noi la asta până acum? Aveți de ales între bocancii de tip clasic, să zicem, Falcon, da, dar tot clăparii sunt cei mai buni. Clăparii fără discuție. Da, clăparii sunt... Să știți de la mine, să știți că orice clăpare ați avea, Montana sau Hit sau Bavaria, da, da. Știți voi care e condiția sine qua non, cum spuneau strămoșii? Nu, 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 care? Care? Să vă încapă piciorul în ei. Să vă fie comozi, adică. Nimic nu trebuie neglijat, copii. Muntele nu iartă, ați înțeles? Da. Stați, 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 că n-am terminat. Ce ne mai trebuie ca să schiem? Păi, un deal, zăpadă. Un antrenor. Nu, nu, copii, nu. Ne trebuiesc ochelari. Ochelari, dumneata, de exemplu, ce ochelari ai? Eu? Păi, plus doi. Nu, așa, nu-mi place optica dumitale. Ne trebuiesc ochelari speciale anume pentru schi. UVX este o marcă bună și mai bună este Jean-Claude Killy. Știți voi cine este Jean-Claude Killy? E directorul fabricii de ochelari cu același nume, nu? Un pisc în Alpi? Nu, nu! Nu, dar ce? Killy! Este un fost mare campion olimpic la schi. Da! Stau și mă întreb cum vă avântați voi pe munte atât de slab pregătiți teoretic. E o eroare care poate avea grave consecințe. Da, muntele nu iartă, nu? Ia spuneți-mi, ați mai fost vreodată acolo sus? Nu, oarecum. La ultimul campionat național de schi. Spectatori. E, nu, nu chiar, nu chiar. Știți, noi mergem în cantonament. Ne pregătim pentru europene. Iată, uite, deci știți să schiați? E, puțin, știm, puțin, puțin. Știm ceva. E, dar mai avem multe de învățat. Dar totdeauna mai ai ceva de învățat. Dar mai ales de la experți ca dumneavoastră. E, dacă știți să schiați, poate că o să mă ajutați și pe mine. Noi... Pe dumneavoastră, care schiați de atâta vreme. Da, apropo, de când schiați? Eu? De când schiez eu? Păi, de mâine. Cum ajungem la cabană, încep imediat. An de zile m-am pregătit pentru clipa asta. Am citit, am studiat. Muntele nu iartă, nu? Nu. Buci de zăpadă se joacă în stradă, iarna dansează și ea cu noi. Sus la poiană, seara în cabană, ritmul mai tânăr vioi. La schi, e ziua ca-n vis, decorul de albeferii, brazii argintine așteaptă să zbori, să aluneci ușor. Pădurile straiesite, ți-au deschis, să știi doar, pântie dreaptă la schi. Se-nvață râzând, că uneori chiar de frică, de-a te vei ridica, așa-i să încep chiar la schi. Suntem toți copii, cu sufletul pur și adevărat, luminos curat, dar când s-a înserat și-n inimă Domnul, simți că s-a furișat. Și bocanci, hey! La schi se-nvață râzând, că uneori chiar de frică, de-a te vei ridica, așa-i să încep iar. La schi suntem toți copii, cu sufletul pur și adevărat, luminos și curat. Cu sufletul pur și adevărat, luminos și curat. Îți spun eu, muntele nu iartă. Da, observ, e proaspăt gipsul. De-alaltă ieri. Ați avut un accident la schi? Nu, de circulație. Ei, cum așa? Am ieșit de pe pârtie în șosea și m-am trezit nas în nas cu un autocar. Mergi pe munte, nu? Da, prima dată. Am niște emoții. Fii calmă. Dacă ești singură pe creastă, te rătăcești și te prinde viscul ăla acolo, așa?
Totul e să nu intri în panică. Așa, așa, și ce trebuie să fac? Păi ce să faci? Telefonezi la Salvamont și aștepți în liniște echipa de salvare. Câți oameni, atâtea călătorii. Trenul e un ghem nesfârșit de drumuri, de destine. Uite, să tragem cu urechea prin câteva compartimente. Scuzați, aici n-avem nimic de descoperit. Poate dincolo. Ați fost vreodată în Delta? No, de multe ori. Ador să-mi fac acolo călătoriile de nuntă. Dumneavoastră încotro vă duceți? Nicăieri. Cum nicăieri? Fiecare om trebuie să se ducă undeva. Eu nu mă duc nicăieri. Mă întorc de la Pașcani. Ritornerò, ritornerò, ritornerò. De la Pașcani. Dacă tot călătorim împreună, să mă recomand Mimi, navetistă. Ai, ce coincidență. Fifi, tot navetistă. Mm-hmm. Și până unde navetezi tu? Până la Tupilații din deal. Mm-hmm. Oh, e o altă coincidență. Și eu tot la Tupilații. Din deal? Din vale. Oricum aceeași gară. Tupilații din șes. Da. Te pomenești că ești tot infirmieră la dispensar ca mine. Nu, nu, nu. Sunt zootehniciană ca mine. Oh, cu oile. Oi și diverse. Și în tren cu ce te ocupi, dragă? O oră zilnică, timp, nu glumă. Tricotez. Două navete, o bonițică. 10 navete, o jachetică. Costumașe întregi, nu? Nu, 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 că ar veni 18 navete și jumătate, mă încurc. Șah nu joci? Ba, da, ba, da, dar niciodată nu acoperă timpul satisfăcător. Mereu rămâne o partidă neterminată, știi? Păi, fă ca mine, cum, dragă, ce dă mutarea în plic. Adică întreruptă. Ore ei cu prima navetă. Am încercat. Dar mă trezesc apoi că fac analize cu voce tare. Se sperie viței de mine. Un sistem mai bun. Joci partida până o isprăvești. Păi dacă trece stația? N-are nimic. Cobori unde ai dat matul și te întorci cu Irta. Eu am abonament și pe Irta. Dar nu întârzi la dispensar? Ba da, ei, da, partida trebuie dusă la bun sfârșit. Nu-mi place să las treaba neterminată. Da. Nu, dragă, nu e prea complicat, nu. Dar de ce nu încerci cu cititul? Una vetă, o carte. Păi câte pagini citești pe minut? Fix două pe minut, 120 pe oră. Și ce faci cu restul de pagini? E niciun rest. Caut cărți care au fix 120 de pagini. Și ai găsit? Nu, nu, până acum nu. E, dar nu se poate să n-apară. Până apare, să știi că tot mai bună fasolea verde. Cum e mai bună fasolea? Dacă o cureți. Știi, îi rupi capetele ațele. A, bine, asta știu. E bine, dragă, 3 kg o navetă dus, 3 kg o navetă întors. Fix 6 kg pe zi. Vai! Și ce să fac cu 6 kg de fasole pe zi? Păi nu știu. Poate te ia colaboratoare pe lângă o fabrică de conserve. Acolo e nevoie de fasole multă, știi? Așa, auzi tu, n-ai cumva o pilă pe undeva? Na, dar de ce? E, poate ne ajută să venim mai aproape de București. Cât de aproape? E, știu și eu, la o distanță de maximum un kil de fasole pe zi. Așa de sinuoasă linia asta că m-am dezorientat de tot. Încotro mergem acum? Păi dacă în stânga e estul și la dreapta e vestul, ce avem în față? Locomotiva. Uite și tu, dragă, ce fum înnecăcios scoate locomotiva. Da, da, pe ea n-o poți bate la cap să se lase de fumat. Fumil și gară. Que c'est bon de fumer le cigare. Și mai deschide geamul ăla că nu suport fumul. Poftim, dragă. Și mai închide, dragă, geamul ăla, nu suport fumul. Ca să nu mai vorbesc că ești un aer foarte rece. Normal, a stat toată noaptea afară, săracul. Ninge, 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 ninge. Tăticuțule, da? Ce se vede acolo sus pe munte? Zăpadă, puișor. A căzut azi noapte? Păi cum azi noapte? Eu văd că e albă. Ai auzit zgomotul ăla puternic? Nu-ți face griji, dacă ar fi fost atât de aproape cum s-a auzit, s-ar fi auzit mai tare. Dragul meu. Da, iubito. Ne cunoaștem de 3 stații. Nu crezi că ar fi timpul să ne logodim? Exclus, n-ar fi de acord nevastă mea.
Înainte să ne căsătorim, mă țineai mereu de mână. Acum? E, asta a fost odată, când îmi cântai tu la pian. Lasă pianul, aș prefera niște muzică. Văd că trenul a încremenit de o jumătate de oră. Da, stă. Aș coborâ să culeg niște flori. Puteți coborâ, da. Nu văd nicio floare pe aici. Nu-i nimic, am la mine un pachet cu semințe de begonia. Profitând de oprirea asta, pot picta peisajul privit de la geamul compartimentului. E încântător. Da, e absolut încântător. Ce pajiște încântătoare. Da, te încântă. Da. Din păcate nu o pot picta. Nu am verde. Nu-i nimic, fă pajiștea albă și declar o zăpadă. Iarna, iarna, pe cărările se nea. Iarna, 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 ne-am spus tot ce aveam în gând. Iarna, 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 ascultându-te nimând. Vii de acolo din înaltul, iarna, unde cântă stelele. Negura o risipe, lumea de povești uitată, din nou tu năgăruiești. Iarna, iarna, pe cărările de nea. Iarna, iarna, întâlnit am dragostea. Pardon, vă rog, faceți loc, vă rog. Și dumneavoastră tot spre locomotivă? Nu, eu la Poiana Țapului, acum și intrăm în gară. Îmi dați voie să privesc și eu cum coborâți. De ce să priviți? N-am mai văzut cascadori sărind din accelerat la 90 de kilometri pe oră. Ce ghinion, am sărit o stație mai devreme. Biletele la control, vă rog? Cred că... din nefericire, mi-am pierdut biletul. Nu, nu se poate. Ați căutat peste tot? Peste tot. Și în buzunare? Da, în toate. Și în portofel? Nu, acolo nu. Păi de ce nu? Fiindcă dacă nu e nici în portofel, înseamnă că într-adevăr l-am pierdut. Și dumneavoastră biletele, vă rog? Da, poftim. Și pentru copil? Copilul n-are nevoie de bilet, e sub vârstă. Sub vârstă? Chire, dragă, să te audă nenea. Wow, wow. Curios, așa mare și n-are încă 4 ani. În tren n-am, abia când mă dau jos împlinesc 6. Ochi de copii, privindu-i crezi fără să vrei, că cerul chiar e plămădit din ei. Vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, dar inscripția de la ghișeu trenuri accelerate are o greșeală de ortografie. Da, dar nici mie nu-mi sună bine la ureche, dar sincer să fiu, nu-mi dau seama ce literă lipsește. Ce? Se spune poftim, nu ce. Din înțelepciunea milenară. Toate drumurile duc la... gare! Pice ușor, nu! Scuzați, vă rog, da. Duceți departe pianul acesta? Până la gară. Până acolo vă pot acompania și eu. În si bemol.
Bătrânul meu de odinioară, ce-l păstram ca pe o comoară, a visat când tinerește iară. Cum s-a întâmplat, nimeni nu știe, l-a trezit din somn o melodie și acum e tare fericit. Geroase și durează 3 luni. Da, stau și mă întreb, oare cât costă acolo un loc la vagonul de dormit? Acolo nu sunt trenuri, numai săni și reni. Da, de unde știți? De la fața locului, sunt explorator polar. Și ați ajuns chiar la Polul Nord? De mai multe ori. Extraordinar. Dar cum se poate ști când ai ajuns la Polul Nord? Foarte simplu. Acolo, dacă faci un pas în plus, vântul de nord devine vânt de sud. Tăticule, da? Ce zicea nena la căie? Explorator polar, puiule. Explorator polar? Ce e, tăticule? Cum să spun eu ție, exploratorul polar e un om care caută Polul Nord și pe urmă trebuie să-l caute și pe el o altă expediție. Ce faci, dragă? Cite ziarul, iubito. Lasă odată ziarul. Că bine zici, avem și tranzistor. Și acum dăm legătura cu sala unde are loc ultima parte a concursului. Cine știe, câștigă! Și acum întrebarea decisivă. Mergeți mai departe? Da, tot aici, nu? Tot aici, în sală, nu? Deci, atenție, vă rog, la întrebarea a 10-a. Care e deosebirea? Nu vă supărați, deosebirea între ce? Păi, regret, dar n-am voie să vă ajut. Am transmis ultima parte a concursului. Cine știe, câștigă! Ați văzut,
Stimați ascultători, ce neajunsuri poate pricinui unui concurent o lacună în memorie. N-am să uit nici când iubirea, dar cum aș uita oare? În ultima vreme am primit la redacție un mare număr de scrisori în care semnatarii ni se plâng că uită sau că n-au o bună ținere de minte, ca urmare a influenței stresante pe care o are asupra lor civilizația modernă. Citind toate aceste scrisori, cu atenția pe care totdeauna o acordăm problemelor corespondenților noștri, ne-am dat seama că, în realitate, numărul persoanelor care ne-au scris este mult mai mare decât numărul scrisorilor care ne-au parvenit. Dar unii, fie că au uitat să pună scrisorile la cutie, fie că au uitat să timbreze plicurile, fie că au omis să treacă adresa noastră pe scrisoare, fie că au încredințat rândurile lor unei persoane care, la rândul ei, a comis una din omisiunile amintite anterior. Cea mai mare parte dintre corespondenți, 3/4 după calculele noastre, au uitat să ne scrie. Examinând scrisorile care totuși au înfruntat aceste piedici, ajungând până la noi, desprindem că fenomenul uitării, amnezia deci, s-a răspândit îngrijorător. Oamenii uită. Uită să ajungă la serviciu când trebuie. Uită să dea restul. Uită să înapoieze datoriile. Uită să se țină de cuvânt. Uită să zică mulțumesc. Uită să închidă ușa. Unii se uită la tine și nu mai pleacă. Alții uită să composteze biletul în autobuz, în fine, toată lumea a uitat când a avut loc bătălia de la Termopile. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. De aceea vă invităm să ascultați câteva din secretele memorării rapide și fidele. La microfon, Dr. Lapsus. Prima condiție ca să vă îmbunătățiți memoria este să țineți minte, dacă puteți, ce am să vă spun în continuare. Vă amintiți anecdota aceea cu copilul care întreabă: tăticule, de ce poartă hamuri calul acela? Ca să nu uite că are de tras o căruță. Cum, n-o știați? Această glumă nevinovată făcută de mine acum pe loc ne dezvăluie un principiu de bază al memorării, anume principiul asociației, adică asocierea elementului de memorat cu un lucru sau cu altceva. De exemplu, nodul la batistă pe care și eu îl folosesc. Uite, chiar acum scot batista și aici nu e. Nici aici. Ca să vezi, am uitat să-mi iau batista cu noduri. Ce voiam să spun? Păstrarea unor pietricele în buzunar poate juca același rol. Așa. Aoleu, să nu uit să merg la radio ca să vorbesc despre antrenarea memoriei. Adică, stați, de fapt am și venit la radio unde vă vorbesc despre... Vedeți ce bun e principiul asociației. Un alt secret al memoriei fidele este repetarea. Repetarea cu glas tare asigură și trăinicie. Astfel, vă trimite soția în oraș cu cuvintele: și nu uita, dragul meu, să mai cumperi și un făraș și o mătură. Veți repeta cu pauze de odihnă: fă-raș, 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 până ajungeți la magazinul cu articole pentru menaj. Acolo veți uita să cumpărați tir, bușon și răzătoare, dar fă-raș nu, vă asigur. Pentru rezultat sigur se recomandă și rima. Spuneți: ți-am adus, iubito, din oraș o mătură și un făraș. Acasă veți constata că soția, care nu a aplicat același procedeu, a uitat pentru ce v-a trimis la târguiel, făcându-vă reproșuri neîntemeiate. Distratule, eu ți-am spus să iei creion dermatograf, nu făraș. Cel mai important principiu al memorării este însă principiul înțelegerii. Nu puteți ține minte ce n-ați înțeles. De exemplu, eu o să vă spun: gzurli, înșfuias, glipștar, bjao, vuftu. Ia repetați. Ce, a scăpat vuftu? Vedeți? Nu poți ține minte ce n-ai priceput. Aici e problema, dar ideea că apa fierbe la 90 de grade o rețineți imediat pentru că e logică, poate fi înțeleasă. Adică nu apa fierbe la 100 de grade.
cine fierbe la 90 de grade. Da, uite, aici am un lapsus. Feriți-vă de lapsusuri, să știți. Sunt foarte periculoase. Eu odată am rămas cu 1000 de lei în plus pentru că am uitat cine mi-a împrumutat banii. Neplăcută situație. M-a consolat doar gândul că și persoana aceea care o fi fost a avut și ea un lapsus și a uitat cui i-a dat mie. Așa, despre ce vorbeam? Da, uite, mi-am amintit, la 90 de grade fierbe unghiul drept, nu fărașul. Georgică, uite și tu ce peisaje superbe străbatem. Ai luat film pentru aparatul de fotografiat? Nu, mamă, e acasă. De ce l-ai lăsat acasă? Păi scria pe el, a se păstrat numai la întuneric. Și ce-i cu asta? Păi l-am căutat vreo 3 ore pe întuneric și nu l-am găsit. Tăticule, o pereche de ochelari rezistă mult? Nu știu. Nici eu nu știu, dar te-ai așezat adineori pe ochelarii lui nene. Auzi, nevastă, mi-a spus dirigintele clasei că băiatul nostru e de o inteligență uimitoare. Iauzi, mititelu. Asta a moștenit-o de la mine. Sunt convinsă, eu pe-a mea încă o mai am. Și mie mi-a zis dirigintele clasei. V-a zis? Da. Ce v-a zis? A, nu v-am zis? Nu. Păi să vă zic. La, 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 la. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt dirigintele clasei. Ah, vă salut cu respect. Cu ce vă pot fi de folos? Nu mie, copilului dumneavoastră îi puteți fi de folos. Vai de mine, dar ce e cu el? În ultima vreme scârție. Ce face? Scârție, adică nu învață, a luat o razna. Hai, nu mai spuneți, cum așa? Păi, poftiți ultimile lui note. Da. 2 la geografie, 1 la teză la chimie pentru copiat, 4 la matematică. Nu se poate. Să continui? Cum, a luat el notele astea? Da, 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 din păcate, și nu sunt singurile. A trebuit să discutați serios cu el. Sigur, voi discuta. Vă rog, rămâneți o clipă la aparat. Gigene! Da, tăticule! Ia dă tu urechea încoace, da, să discutăm, da, puțin. Ce-am făcut, mă, tăticule? Mai întreb ce ai făcut, nepricopsitule, să încrape mie un braț de rușine pentru tine? Să taci din gură, că de nu... Alo? Alo, da. Mai sunteți la aparat? Da. S-a rezolvat, nu o să se mai repete. M-aș bucura, dar lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Adică? Să știți că băiatul are deja 12-13 absențe. Nu se poate. Din cauza preocupărilor lui extrașcolare. Extraordinar, și n-am știut nimica. Păi vedeți, de aceea v-am sunat. Bine, v-aș ruga să mai rămâneți o clipă la aparat. Gigene! Ce mai e? Ești bun să-mi dai o clipă mingea? Și clasorul tău cu timbre? Poftim mingea. Și clasorul, te rog. Poftim mingea și clasorul, poftim. Așa. Aha, s-a terminat cu mingea. Nu a găurit, articulă. De ce mi-a trea mingea cu foarte gata? Clasor ai? Clasor? Timbre ai? Ei, las că se arăt eu ție clasor și timbre. Metrica timbrele de gura, gura, n-am zis că nu știu ce să fac. Treci și fă-ți lecțiile. Alo? Alo, da, ce s-a întâmplat? Nimic, e în regulă. Acum nu mai are preocupări extrașcolare. Foarte bine, foarte bine. Mai ales că fratele lui învață minunat. Și ar fi păcat ca să... Sigur. Alo? Da. Care frate? Copilul meu nu are niciun frate. Cum nu are? Păi nu, sigur, e singurul nostru băiat. Alo? Nu e casa Georgescu? Nu, aici e casa Stamatoiu. Scuzați, înseamnă că am greșit numărul. Gigele. Gigele, ai Gigele, da? Bună ziua, taică! Mai e loc în compartiment? Să ne trăiești, moșule, este. Ești loc în plasă să-mi pun coșarca? Este, este loc, berechet. Dă să te ajut eu, dă. Nu, 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 lasă că poți și singur. Pă sus, ia așa. Bravo, moșule, te văd în putere. Câți ani ai? Hei,
Câți ani ai? Ani? Ani, 105. Mulți, 105 ești grozav. Și cum se face că la vârsta asta ai o sănătate de fier? Cum se face? Eu cred că pricina e că m-am născut înainte de a se fi descoperit microbii. Ce situație, trebuie să mă întrerup călătoria și să mă întorc de urgență acasă. Dar de ce, e ceva neplăcut? Nu, foarte plăcut. Îmi telegrafiază fiica mea că a născut, dar nu precizează dacă are fată sau băiat. Și în consecință nu știu dacă sunt bunică sau bunic. Și așa, dragii mei, după o lungă călătorie pe drumul de fier, s-a întors un tren în gară. Cum? Am ajuns în gară și încă n-am ieșit din tunel? Dacă scoateți capul de după palton, o să ieșiți și din tunel. Ați călătorit muzical prin stații umoristice imaginate de Nicolae Emanuel Vârgolici, Gheorghe Bunescu și Dan Ursuleanu. Auzi? Colega scenarist. Da, colega scenarist. Pentru ultimile dumitale schițe umoristice, ce surse de inspirație ai folosit? Unii critici zic că Mark Twain, alții că Joyce. Nici eu nu mai știu ce să cred. Felurite glasuri muzicale de tren. Și din tren, Ion Barta. Schimbări de viteză, triaj sonor și revizii tehnomuzicale. Romeo Chelaru. Printre călători, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Rodica Popescu Bitănescu, Anda Călugăreanu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Demre Dulescu. Șeful stației regizorale, Dan Ursuleanu. Ca regizor, ce părere aveți, maestre, de interpretarea actorilor? Cam rece. Mare lucru să nu capăt și eu un guturai.